În acest clip vreau să vă prezint cel mai nou model Asus ROG G20 creat pentru gaming. Povestea lui ca a oricărui alt produs aparte Republic of Gamers începe de la o provocare, aceea de a obține performanțe de top în jocuri, reducând dimensiunile carcasei și zgomotul de funcționare. După mai multe prototipuri, s-a ajuns la concluzia că 9,5 litri este volumul perfect pentru o carcasă care poate integra cele mai puternice componente pentru jocuri, fără a afecta performanțele de răcire. Designul și-a spus cuvântul că în cazul oricărui produs Republic of Gamers avem linii puternice, agresive chiar, avem o textură de inspirație Maya, care cuprinde și fante de aerisire, avem suprafețe netede, mate și iluminare, diverse efecte luminoase pe care le vom detalia în continuare. Deja G20-ul a fost adoptat de foarte mulți gameri, inclusiv în România, unde a devenit mașina oficială în turneele de gaming offline organizate de Asus România, atât în București cât și în centrele comerciale din provincie. Cu siguranță foarte mulți dintre voi l-au văzut la standuri, dar cu acest prilej vreau să vă prezint cel mai nou model. E vorba de G20 CI, care a beneficiat de multiple optimizări și, bineînțeles, de un upgrade de procesor. Dacă modelul de anul trecut, mă refer la G20 CB, putea rula Doom la rezoluție 4K UHD cu setările Ultra, lucrurile nu pot fi decât mai bune în cazul de față. Dispunem de un procesor din generația 7, Intel Core i7-7700 și, bineînțeles, aceeași grafică de top, Nvidia GeForce GTX 1080, cu o capacitate de memorie de 8 GB RAM. Memoria RAM poate avea o capacitate de maxim 32 de GB, capacitate pe care am umplut-o la maxim în cazul de față. Să trecem în revistă elementele vizibile pe fața acestui G20. Avem o unitate optică poziționată pe verticală și un buton de pornire-oprire care este camuflat în designul acesta cu pattern Maya. Avem două porturi USB 3.1 din prima generație și, bineînțeles, o intrare de microfon și o ieșire de căști. Fac o paranteză, pe partea de sunet, G20 este echipat cu o unitate DAC și un amplificator de căști disponibil pe această ieșire de pe față. Avem un amplificator de căști Hi-Fi S Sebra, care ajută la obținerea unui sunet cât mai bogat, lipsit de distorsiuni. El are un dynamic range foarte mare și un nivel de zgomot foarte redus. Dacă întoarcem unitatea, care funcționează în prezent, acest monitor e conectat la ea, vom putea vedea încă 6 porturi USB 3.1. Primele două acestea de sus sunt de generația a doua, prin urmare veți avea capacitate de transfer mai bună pe cele două. Mai avem și un port de tip C, acesta pentru a putea conecta și încărca un telefon mobil, un smartphone, prin această interfață. Urmează partea audio, conectica, ce ne duce cu gândul la sunetul pe 7.1 canale. Și, bineînțeles, fiind o carcasă foarte mică, îl veți putea transporta cu ușurință și îl veți putea muta în locuri noi, unde îl veți putea securiza. Prin urmare, acest port Kensington va fi util dacă vreți să îl securizați. G20 livrează o putere masivă de procesare, prin urmare are nevoie de o alimentare pe măsură prin două jack-uri. Avem o primă sursă cu 180W și o a doua cu 230W. Nu am uitat nici portul Gigabit LAN, el este secondat de un adaptor dual Wi-Fi. Standardul este 802.11ac, prin urmare îl puteți folosi atât pe fir cât și prin wireless. Celelalte porturi sunt ale plăcii video, vă spuneam, are un GTX 1080, avem un DVI, două ieșiri DisplayPort și două ieșiri HDMI, una fiind folosită pentru a conecta acest monitor. Dimensiunea este însoțită și de o răcire eficientă. Sistemul de răcire este unul dedicat, este cheia acestui G20. El permite atingerea unui nivel de zgomot de numai 22 de decibeli în standby. Zgomotul nu este sesizabil nici dacă aș apropia
această lavalieră, zgomotul poate ajunge la 45 de decibeli atunci când este în full load. Bineînțeles, ventilatoarele pot fi controlate din interfața Aegis 3, care se poate instala și care permite alegerea unui mod optim de lucru, fie pentru un mediu silențios, fie pentru performanță maximă. G20 ne oferă efectele de iluminare speciale Asus Aura, care pot fi configurate independent în 3 zone ale carcasei. Avem o primă zonă, a doua și a treia este pe laterale. Toate aceste zone pot fi configurate din Aegis 3. Se pot alege efecte pulsatile sau în valuri sau cicluri cromatice, selectându-se până la 10 culori. În speranța că v-am captat interesul cu acest G20CI, vă aștept eventuale întrebări prin comentarii și voi aprecia fiecare like și subscribe la canalul de YouTube Asus România.